Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom testa un micuț kit de amplificare în clasă D cu TDA8932T, cumpărat de pe AliExpress. Înainte de a trece la teste, am căutat datasheet-ul integratului. La prima vedere am găsit că acesta a fost fabricat de NXP, adică de Philips, după cum se vede și logo-ul de aici, Philips. Atenție, nu mă refer la integratul de față, acesta fiind clar o imitație după original. În prima pagină a integratului, TDA8932, observăm că el poate fi utilizat stereo, asta înseamnă că în interior sunt două amplificatoare în aceeași capsulă, și în modul bridge, adică în punte. Puterea tipică pe prima pagină este de 2x15W stereo, pe 4 ohmi impedanță și de 30W în punte, cu impedanță a difuzorului de 8 ohmi a sarcinii. Alimentarea acestui TDA poate fi asimetric, însemnând că avem plus și GND masă, între 10V și 36V, și simetric, având plus și minus și GND, între plus minus 5V și plus minus 18V. Kitul de față este legat în punte și alimentarea asimetrică, adică în teorie până în 36V. Eu nu o să-l alimentez mai mult de 24, nu vreau să risc, pentru că este o imitație, nu aș vrea să-l ard. O să încerc să nu îl ard pe cât posibil. Să lipim conductoarele pe intrarea audio, o să cositorim înainte. Conductoarele de pe alimentare. Iar acum de pe ieșire audio. Am cam exagerat cu grosimea acestor conductoare. Să am grijă să nu se atingă una de alta. Da, e în regulă. Să alimentăm montajul și să dăm drumul un pic la muzică. Trebuie să vă spun că nu am activat niciun egalizator, fără bass boost și așa mai departe. Asta înseamnă că fără reglaj de ton. Acesta a fost testul pe muzică. Să trecem la verificarea răspunsului în frecvență al acestui kit cu TDA8932T. Hai să mai mărim nițel la 12, reușim. Lăsăm atât, este suficient. Ca reper am reglat amplitudinea pe ieșire la 12V vârf la vârf, la frecvența de 1 kHz. Doar ca reper. Iar acum să pornim de la 20 de Hz. La aproximativ 20 Hz observăm o ușoară scădere de la 12V vârf la vârf la 11 și ceva, 11V vârf la vârf. Să creștem ușor. Sacadarea respectivă nu știu exact de unde e, ori este de la generatorul meu de semnal, deși nu cred, sau de la acest osciloscop. Observăm că amplitudinea începe să crească. 11,9. Da, sub 70-80 Hz e o ușoară atenuare, dar e irelevant. E în regulă. Crește mai mult.
Opa, după aproximativ 2 kHz începe să scadă ușor amplitudinea. Suntem la 5 kHz și scade, scade ceva. Destul de mult, chiar foarte mult. La 12 kHz și deja avem 9 V la vârf. Șapte volți și ceva V la vârf. Sunt la 20 kHz și a scăzut la 7 V V la vârf. De la 12 V. Aproape jumătate. Da, cam acesta e răspunsul în frecvență. Se pare că atonează chiar foarte mult frecvențele medii înalte. Iar acest răspuns în frecvență a fost făcut alimentând kitul la 12 V cu aproximație și pe impedanță de 4 ohmi. Asta pentru că avem două rezistoare de putere în paralel, de câte 8 ohmi fiecare. Iar acum să măsurăm puterea reală al acestui kit. Am alimentat kitul la aproximativ 12 V, să vă măsor. Aproximativ 12 V. Generatorul de semnal a fost pornit. Să mărim semnalul pe intrare. Atenție, pe impedanță de 4 ohmi acum, da? Sper să fie în regulă. Și a intrat în clipping. Aproximativ 20 V vârf la vârf. Iar acum să măsurăm puterea tot la 12 V pe impedanță de 8 ohmi. Doar rezistorul din partea stângă. Acum observ, dar nu prea contează oricum că e 1,1 kHz sau 1 tot aia, dar hai să mărim, să micșorăm nițel. 1 kHz. Iar acum să mărim amplitudinea. Atenție, pe 8 ohmi. Da, a intrat în clipping. Aproximativ 21 de volți vârf la vârf. Am alimentat kitul la 24 de volți, să măsurăm. Da, aproximativ 24 de volți. De data aceasta am pus pe 8 ohmi, iar apoi vom măsura pe 4 ohmi. Deoarece nu vreau să cine știe să cedeze pe 4 ohmi și pe 8 ohmi să nu reușesc să măsor. Acum e partea complicată, pentru că nu știu cum va rezista. Eu am pus sursa de laborator cea în comutație, limita la 3 A, dar oricum nu știu cât ajută. Să-i dăm drumul. Și în plus am pus două radiatoare pe acel integrat, pentru orice eventualitate. Totuși 24 de volți. A început să încălzească radiatoarele. Cam aici. Aproximativ 40, hai încă mai în spate, 42 de volți vârf la vârf. Iar acum urmează să măsurăm puterea pe 4 ohmi la 24 de volți. Aici chiar e foarte delicat, deoarece sunt șanse ca să cedeze acel integrat, ținând cont că este imitație. Ok, să încercăm. Radiatorul e ok. Ah, da, cred că are vreo 40 de grade, dar o să încerc. Nu rezistă, intră în protecție termică. Începe, cred că are vreo 60-70 grade radiatoarele. Cine știe cât are în interior acea capsulă. Cu siguranță și mai mult. De data aceasta am alimentat kitul la 20 de volți. Uitați. Aproximativ 20.
Și să vedem dacă de această dată putem măsura puterea pe 4 ohmi la o tensiune mai mare. Încercăm. Cum se comportă radiatorul, integratul? Pare în regulă, pare. Se pare că la tensiune mare nu reușesc. Să scădem la 18V, nu mă vom mai arăt cu acel multimetru, că nu mai are sens. Ok, aproximativ 18V. Să creștem semnalul pe intrare. La 18V, tensiunea de alimentare a kitului. Iar acum nu mai intră în acea protecție termică. Nu mai intră. Și cu radiator, țineți cont. Deci avem aproximativ 30V vârf la vârf, dar intră în protecție termică. Da, începe să frigă. Începe treptat să frigă. Am calculat puterea în funcție de tensiunea de alimentare a acestui kit și impedanța de pe ieșire. La 12V avem pe 4 ohmi aproximativ 12W RMS, pe 8 ohmi aproximativ 7W RMS, însă alimentând kitul la 24V, pe 4 ohmi intră în protecție termică, nu se poate utiliza, pe 8 ohmi nu știu ce să zic aici. Așa, puneți un radiator de genul acesta și cred că ar fi în regulă. Până la urmă, pe muzică nu e putere continuă. Una e când măsori o sinusoidă și lași continuu și una când asculți muzică. Nu e o putere continuă. Aici fiind situația extremă. Deci la 24V, pe 4 ohm nu se poate utiliza, pe 8 ohm ne-a dat o putere de aproximativ 27W, cu aproximație. Eu zic că acest kit se descurcă în regulă, puterea e ok, însă răspunsul la frecvență lasă de dorit. Frecvențele joase sunt în regulă, e o atenuare ușoară, practic irelevantă, însă pe frecvențe medii înalte, de la 1-2 kHz în sus, începe să atenueze. Chiar la frecvențe înalte atenuează drastic, aș putea spune. Concluzie, acest kit se poate utiliza pentru a amplifica un micuț subwoofer, pentru frecvențe joase. Pui un filtru activ pe intrare. Chiar mă gândeam pe viitor să proiectez un cablaj, un PCB pentru un filtru activ. Concluzie, se poate utiliza acest kit ca amplificator pentru subwoofer, dar nu pentru sateliți, nu pentru frecvențe medii înalte. Sincer, am sesizat ceva la testarea pe muzică, dar am trecut cu vederea. Cam aici să termin acest video privind testarea unui kit cu TDA 8932T achiziționat de pe AliExpress. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!